și pentru părinții la toată lumea. Una, două, hai sus, Mariuse! Atenție maximă, vă rog eu ce spun vorbele astea. Cele mai frumoase din suflet. Măicuța mea, of, mamă bună, supărarea ea se adună și vin la tine să-ți spun cât sufăr și mă consum. Îmi pare rău, te fac să plângi, dar vreau în brațe să mă strângi. Ia atenție maximă! Din partea lui bunul meu prieten și a soțului meu Ioanes, din partea lui domnul Costi de la Bologna, acolo l-am cunoscut eu. Cea mai frumoasă melodie cu dedicație specială pentru măicuța lui, viața lui. Și pentru cine mai au mame, să le trăiască și să aibă grijă de ele în continuare. Pentru că o măicuța este una, nevestele sunt 20. Pentru toți cei care își iubesc mamele cu adevărat, din partea lui domnul Costi de la Bologna, în continuare, separăm până la 2 milioane. Pentru copilașii lui, viața și inima lui, să-i trăiască 1000 de ani. Pentru fata lui, pentru băiatul lui. Și pentru toți al lui Nicolin care nu poate să scapă de el. Pentru toți al lui Nicolin, 2 milioane separat în continuare până la 3 milioane. Din partea lui domnul Costi de la Bologna. Pentru toți invitații, pentru toată lumea până la 4 milioane. 5 milioane. Să rămână din suflet. Una, două, refren. Mamă, roagă-te și pentru mine. Să-l-o, să-l-o. Din partea lui copilul lui Angelica și-a lui Mărin. Pentru tăicuțul lor și măicuța lor să trăiască, să aibă noroc și fericire. Separat 1 milion. Mulțumim din suflet și din toată inima. Și vine așa. Una, două și forță. Și pentru mine, tată, ține-mă-n brațe la tine. Vin la voi atunci când strâng supărări și plâng, cum făceam când un copil era. Ține-mă-n brațe la tine. Vin la voi atunci când strâng supărări și plâng, cum făceam când un copil eram. Forță, trupa! Pentru toți părinții din lumea asta.
căruța mea. Of, mama bună, supărarea ea se adună și vin la tine să-ți spun cât sufăr și mă consum. Îmi pare rău, te fac să plângi, dar vreau mă îmbrațe să mă strângi. Mama, roagă-te și pentru mine. Tată, ține-mă în brațe la tine. Vin la voi atunci când strâng supărări și plâng, cum făceam când un copil era. Se la tine, eu vin la voi atunci când strâng supărări și plâng, cum făceam când un copil era. Și am și cea mai frumoasă mână. Stantana, ragana, stangana, stantana. Una, două, haide! Așa. Unii se laudă cu bani și cu case de alea mari. Eu mă laud cu altceva, cu familiuța mea. Ia să auzi. Unii se laudă cu bani și cu case de alea mari. Eu mă laud cu altceva, cu familiuța mea. Unii se laudă cu bani și cu case de-alea mari. Eu mă laud cu altceva, cu familiuța mea. Și-acum copiii mei, copiii mei, lumina ochilor mei, soția mea, soția mea, este, este viața mea. Copiii mei, copiii mei, lumina ochilor mei, soția mea, soția mea, este, este viața mea. Haide! Să! Ze! Să luăm, să luăm! Ia atenție maximă! Și o felicitare frumoasă cu dedicație! De la... Și din partea lui Splină pentru toată familia lui frumoasă și norocoasă. Separat un milion la melodia asta frumoasă. Eu e continuare tot din partea lui Splină. Pentru toată familia lui care familie numeroasă. Încă 2 milioane tot din partea lui Splină. Eu e continuare până la 3 milioane la melodia asta frumoasă. Și pentru familiile la toți invitații, toată lumea să trăiască o mie de ani. Una, două, solo, solo. Ia atenție! Și din partea lui Varului, încă 1 milion de lei! Tot pentru Splină și toată familia lui Splină! Una, două, trei și... Haide! Zag zara, arag da 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 da. Zag zara, arag da 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 da. Zag zara, arag da 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 da. Yes. Unii se laudă cu bani
și cu case de alea mari. Eu mă laud cu altceva, cu familiuța mea. Ca unii se laudă cu bani și cu case de alea mari, eu mă laud cu altceva, cu familiuța mea. Și acum copiii mei, copiii mei, solo, solo, tot din partea lui Sina în continuare. Separat încă 1 milion pentru toată familia lui frumoasă și norocoasă. Și pentru toată lumea prezentă. Și special pentru vărul lui, pentru mari, 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 mari. Și pentru toată masa asta frumoasă. Încă 1 milion de lei separat în continuare. Una, două, refrenul. Copiii mei, copiii mei, lumina ochilor mei, soția mea, soția mea, este, este viața mea. Copiii mei, copiii mei, lumina ochilor mei, soția mea, soția mea, este, este viața mea. Să aibă noroc și fericire, să trăiască 1000 de ani. Pentru toți cei care sunteți familia, hai și cu dominor acolo. Dominor, da? Zagadan, 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 zagadan. Atenție, ușa. Ja potrog în iucăre, socăre-l mână șave, că romel de-o ia da ma, că s-o mandă să iurea. Ja potrog în iucăre, socăre-l mână șave, că romel de-o ia da ma, că s-o mandă să iurea. Deja n-au că bebe-n-au, parpale de s-ar și dau. La da 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 da, la da 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 da, la da 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 da. Hai mai hai, 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 hai sus de tână la continuare până ajungem acolo. Soso, ia atenție și o felicitare frumoasă cu dedicație specială din partea lui Maradona pentru toată lumea prezentă la melodia asta frumoasă. 500, 1 milion tot din partea lui Maradona la melodia asta, 1,5 milioane. În continuare 2 milioane pentru toată familia lui frumoasă și norocoasă de la Maradona. Atenție,
Ja pot rog gândi o care s-o gără mă rășabe că robel gheoghi a dar mă că s-o mă tosă iurea. Ja pot rog gândi o care s-o gără mă rășabe că robel gheoghi a dar mă că s-o mă tosă iurea. Solo, solo, tot în continuare. Tot din partea lui fratelui de la Maradona pentru viața lui, pentru Auraș, Auraș, Auraș. Și pentru toată lumea, să fie ca lumea, pentru toată lumea prezentă din partea lui Maradona. Ia. Deja n-au că mi-e mirau, parpale me s-ar și dau. Vai, 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 vai. Ai și una de joc frumoasă pentru toți invitații, pentru toată lumea. Prala, prala, cel mai nou sistem turbo, o melodie nouă, nouță. Pentru toți frații din lumea asta, să iasă toți invitații, toată lumea la joc. Să-ți mori mei, yeah, yeah, o să ai mei și să-mi pară banii cu ei. Tot ce am, dar tot ce am, măi până la ultimul ban, ban, ban. Tot ce am, zi de zi și noapte am. Cunoscut în toată țara, da, da, peste tot, până la ultimul depot. Neamul nostru, valorosul, cunoscut în toată țara.
cu tu toată seara. Da, da, peste tot, până la ultimul nepot. Bra-la, 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 bra-la. Ce frumos am învățat tata să ne respectă toată viața. Bra-la, 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 bra-la. Ce frumos am învățat mama să ne iubim toată viața. Haide! Ai și cu dominor acolo. Hai și că una frumoasă pentru toate doamnele să iasă la joc. Hai cu Boburlica. Hai cu re. Re minor. Pentru toate doamnele. Intro Dulcina. Come on.
frumoasă. Se anunță un dar, fraților, să vin aici. Din partea lui, din partea lui Ionuț, un picușor. În 5 minute se ia darul, fraților. Zice ginerică. După care puteți veni să dați darul. Are în privire dor, papucii-mă piciorul sub dor. Păi de bine de greșit să mă mor. Are în privire dor, papucii-mă piciorul sub dor. Păi de bine de greșit să mă mor. Haide! Se face geamparau pentru porcul nașu mare, bă! Să vină domnul Costine de la Bologna! Să ia darul, fraților! Au de Costine! Popor, o vorbă mare, după plată și răsplată. Conducerea va da de băut, de mâncat, muzică de calitate și acum urmează faptele noastre și darul. Hai, mâncavași limba voastră! Nașule! Bună dimineața, nașule! Acum lasă-mă să fac eu sistem. Stai așa că vrea nașul aici. Nașule! Să-ți dea Dumnezeu sănătate, să trăiască finișorii, să trăiască cei botezat, cei cununat, să vă dea Dumnezeu sănătate și mie pe lângă voi, și lui doamna Narcisa, și lui Silvia de la Cernica, și la tot poporul românesc, țigănesc, nu mai contează. Și lui Dragnea de la pușcărie. Nașule, plătește porcul, te rog eu frumos. L-ai plătit. Bun. Băi, să mulțumești lui Dumnezeu ce-ți dă. Nu trebuie să faci semaforul. Bine, nașule, uite care e problema. Conducerea vrea să îți ofere niște daruri frumoase, să dormi cu nășica cu plăcere, să le purți cu plăcere, să vă dea Dumnezeu sănătate, să vă trăiesc copiii și să spune o vorbă din bătrâni așa pe la Lipov. Să vadă lumea din sat că nașul nu e un bogat și să mai cumun, să mai botez, să fii sănătos și să îmbătrânești frumos. Nu știu dacă e frumos ca mine, eu mă cred așa, un George Clooney în miniatură. Bine, să rămână, să rămână, să rămână. Dacă nu mă apreciază femeile, degeaba bărbații că nu-mi plac. Vă spun sincer. Da! Are cuvântul Finiuțu! Hai!
Bine! Bine, hai! Vreau să mulțumesc nașilor că au botezat, au cununat cu plăcere. L-a pus naș din plăcere că e fratele lui și vă spun o chestie. Te leagă mai mult frăția decât nășia și toate chestiile. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să fiți tot așa legați, frați, și acum vă spun și eu un singur lucru. Să spun o vorbă, să știi de acum înainte că nașul ți este ca un părinte. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să rămână, să vă dea Dumnezeu sănătate. Să respecte toată viața și pe nășica și pe nașul. Nu, 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 nu. Nășicule, ascultă-mă ce spun eu. Ascultă-mă ce spun eu. Tibi e un caracter deosebit și nu spun eu. Că eu îl cunosc mai puțin, că e copil față de mine, ca și copilul meu. Îl cunosc tovarășii lui, cei care au trăit cu el împreună. Vă iubiți ca... Hai, te rog frumos, că eu nu sunt un orator. Hai, are cuvântul dumneaș. O plaune! Țin să vă mulțumesc din toată inima la toată lumea care ați venit după mine și după finușorul meu. Și ne sunteți alături la acest eveniment frumos. Ce am vrut eu să spun, că prietenia asta între mine și el este din cauza că așa ne-am cunoscut noi și nu din cauza că suntem fin și moși. Vreau să spun că m-am pus naș cu cea mai mare plăcere. Și... să trăiască nașul mare! La valoare! Domnilor și domnilor, uitați care e problema. Se spune tradiția, cum am mai spus-o la început, zice după plată și răsplată. Asta e o amintire de la finișori. Să dormiți cu plăcere ca doi porumbei. Arătați la toată lumea, să vadă toată lumea. La valoare. Un costum de la Cătălin Botezatu pentru nășicul să-l poarte cu plăcere, să-i dea Dumnezeu sănătate și când l-o îmbrăca să-ți amintești la finii tăi, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Bine! Când vrei, e al dumitale. O pereche de pantofi, cum poartă nașul la valoare. Așa a fost creșterea, spune finul lui. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Să-i porți cu plăcere, să-i dea Dumnezeu numai bine. O pereche de sandale, adică, scuzați-mă, o roche frumoasă de seară, pentru nășica, s-o poarte cu plăcere. O pereche de sandale de la Guess, să vede firma cum poartă nașa la valoare. Să-i poarte cu plăcere, să dea Dumnezeu sănătate. Și cum spune finul, așa i-a fost creșterea. O lenjerie frumoasă. Un set frumos, să faci baie cu plăcere și să folosești cu plăcere tot ce ai primit, nașule. Măi, nașule. Da, o lenjerie de pat. Pentru patul matrimonial, când doarme nășicul cu un... când doarme nășicul cu un așa, să doarmă cu plăcere, să vă dea Dumnezeu sănătate. Și o pătură de la Versace. Să dormiți cu plăcere, să vă acoperiți cu plăcere. Și când se dă jos, ca să nu ghețe picioarele, că vine iarna. Și ca să colac peste pupăză, cum se spune în vorbă românească, ca să nu răciți la picioare, la glezne, un covor. Tot de la Versace. Și un Smart Acadi 4K. Ca să vadă
nu e din Rusia, că rușii nu prea fac. Rușii fac mare și prost. Ăsta e, vă spun eu, e tehnologie din Coreea. Coreea de Sud. Nu Coreea de Nord, că Coreea de Nord... Să privești cu plăcere, nășicule, la televizor, dar nu filme de alea de ochiate. Nu filme de ochiate. Din greșeală, dar să nu fie copii acolo. Că până la urma urmei, toți suntem făcuți din filme de ochiate. Atențiune! De la nașu mai puțin, de la Dumnezeu mai mult, pentru tinerii căsătoriți, le urează casă de piatră, să le dea Dumnezeu sănătate, fericire, copii cât mai mulți, că copii cât mai mulți, eu am mâna greblă, copii cât mai mulți. Deci nu vreau să înțeleagă lumea greșit, că noi avem o prietenie de atâta timp și ne iubim, n-am vrut să fac publicitate, că dau 2000, 3000 și să ajungem la alte chestii. Vreau să ofer, cum a spus unchiul meu Costinel, de la mine mai puțin, de la Dumnezeu mai mult. Nu mă rei, te rog frumos, nașule, te rog eu frumos, e mai frumos așa, hai! Nu, 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 mie îmi place, mie îmi place. Bine, de la domnul Naș, 1500 de euro, fără niciun fel de șmecherie, să vă dea Dumnezeu sănătate, orchestra, umul să-l trăiască. David, umul să-l trăiască, te rog frumos! Mulți-a trăiască, mulți-a trăiască, la mulți-a. Mulți-a trăiască, mulți-a trăiască, la mulți-a. Mulți-a trăiască, la mulți-a trăiască, la mulți ani. Mulți-a trăiască, la mulți ani. Atențiune, urmează domnul Moș. Bine, eu nu mă grăbesc. Să nu crezi că mă grăbesc. Nu m-am grăbit nici când m-am însurat. Dar gândiți-vă acum că nu mă grăbesc. Da, nu. Să faci o geampara? Haideți, o geampara! Cu metre. Hai cu țambalul. Că mie îmi place țambalul mult. Trească familia ta, te pup să luna! Hai, Maru, fuge! Sănătate, să vă trăiască ce ați botezat, să mai botezați, să mai culunați, că sunteți tineri și așa e frumos în viață. Să spune, dacă nu sădești un pom, dacă nu botezi un om, nu ești om în viață, ai trecut ca câinele prin apă. Așa.
Băi, moșicule, uite care e problema. Tinerii căsătoriți și ați botezat au obligație sufletească față de dumneavoastră. Ca și pentru nașu, au cadouri și pentru dumneavoastră. Vă rog să le primiți cu plăcere și să fiți sănătoși. Nu să face diferență între naș și moș. Un costum pentru dumneata să-l porți cu plăcere, să fii sănătos. Tot așa o amintire frumoasă, să-ți dăm cu moșica. Nu știu dacă aveți loc, dar eu mi-aș face loc, îți spun sincer, pe o perină de asta. Așa, bravo, bravo. Dacă te mai îngrași, nu mai rup. O pereche de pantofi, frumoși, original. Uite ce firmă e. Enzo Bertini. Pentru moșica, op, scuze. Tot de la Guess, o pereche de sandale frumoase, să le poarte cu plăcere. O roche frumoasă, să o poarte cu plăcere și să-și, nu, moșica, și să-și amintească de acest eveniment. Și cămașa n-ar trebui să o ia moșica, dar asta e. O pătură frumoasă să dormiți cu plăcere. Mai așa, mai de iarnă. La noi e mai frig. Da. Un set de baie, de prosoape, pentru moșica și pentru moșicu. Care vine de la Milano, unde e moda. Moda e la Milano, Paris și New York. O lenjerie de pat. Să dorm cu plăcere, moșicule. Tot de la Milano. Tot de la Milano. Și o altă lenjerie, tot de pat, să dormiți cu plăcere, cu moșica și cu familia. Un covor, cum s-a spus și pentru domnul Naș, când coborâți din pat, să nu răciți la glezne. Găsiți un loc, să găsești un loc. Un televizor 4K. Acadii? Moșule, sper că nu vezi filme de ochiate, dar oricum, desene animate e sigur. Păi de-aia ca să nu faci copii. Faci copii mulți. Știi cum se spune la italieni? Zice, când faci copii mulți, zice, n-ai televizor? Pentru că când ești cu televizor, ești mai ocupat. Dacă nu faci copii mai mulți. Bine, acum, să spune... De la mine mai puțin, de la Dumnezeu mai mult. Hai să vedem ce oferă moșicu pentru ce a botezat și pentru tinerii căsătoriți. Atențiune! De la Dumnezeu mai mult, de la moșicu mai puțin. 100. 200. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Un mulți ani trăiască să vă dea Dumnezeu sănătate de la moșicu, 1000 de euro. Unde e soacra? Ia soacra! Vezi cum să lângă tine! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Poți să trăiască, pe masa să iubească, să trăiască la mulți ani. Să trăiască moșii noștri. Băi, fraților, nașule, nașule, oh! Doi, de unde începem? Din stânga, din dreapta, de unde? Poți să fumezi de la porc? Bine, haideți! Bună seara, bine v-am găsit! A venit Jean de Perceptor. Hai,
Decartează. De la băiatul Luci de la Segarcea. De la el mai puțin, de la Dumnezeu mai mult. 200 de euro. Băi, Manix. De la Luci de la Segarcea. Băiatul Răcliță. 200 de euro. Atențiune! De la Goare, unchiunașului. 50, 100, 150. De la Goare, venit din partea nașului, nepotul lui, 150 de euro. Și mai e un dar mai înainte, e și băiatul lui. Altă mărie cu altă pălărie. Mâncați-aș limba ta, Adelu. Bine că ești tu aici. Că dacă n-ai fi tu aici, m-aș duce. Din partea lui Dan Ursaru, veni din partea generului 150 de euro. Din partea lui Maradona Paradoschi, de la Segarcea, 100 de euro. Din partea lui Adi Diadi, tot de la Segarcea, 150. Adi Diadi. Am spus. Din partea lui Dolan, unchiul nașu mare, 150. Tot din partea lui Dolan. Din partea lui Tibi, lui Generică, încă 150. În total 300 de euro. Un cadou pentru domnișoara de onoare. Care e aia mâncați așa? Fina mea, nepoata mea, să o poarte cu plăcere, să-i dea Dumnezeu sănătate, să-i trăiască părință. De la băiatul lui Dolan. Din partea lui băiatul lui Dolan, al lui Cristi, bilă. Din partea lui Nașu, 150 de euro. Și din partea lui Generică, 100. 200. 300. 400. 500. Să-ți trăiască tot ce iubești. Dă-mi să-și ia soacra banii, să scrie asta pe caiet, că după aia încurcăm borcanul. Da. Din partea lui Cristi de la Cerer, băiatul lui Vintilă, se anunță trei daruri. 150 din partea lui Generică. Din partea lui Nașu, încă 150. Din partea lui Moșu, venind din partea lui Moșu, lui Rica, încă 150. În total, 450 de euro. Familia Cristi, băiatul Vintilă. Sănătate. Din partea lui Livian, băiatul lui Ion al lui Marin, 160 de panți. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Scuze. Da. Din partea lui Ionuț, al lui Valea lui Bună, văr cu soacră mare, 150 din partea lui Generică și 150 din partea lui Nașu. În total 300. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Atențiune! Atențiune!
de la Miraj, de la cel băiatul Dan. 150 pentru Nașu și 150 pentru Ginerică. În total, în total 300. De la Dumnezeu mai mult, să vă dea Dumnezeu sănătate. De la Bebe, de la Sălcuța, zis Turcu, 100 de euro. De la Robert, fratele lui Miraj, băiatul lui Dane, 150 din partea lui Ginerică și 150 pentru Nașu Mare, în total 300. Sănătate! De la băiatul Claudel Bogdan, 150 de euro. Din partea lui băiatul Manix, de la Lipov, bineînțeles. Verișor cu Ginerică, 150 de euro. Să trăiască. Păi dacă a spus bă, de la Lipov, eu ce să spun? Eu trebuie să confirm. Nu mai. De la Ionuț Pădeanu, băiatul Liviu de la Secacea, ginerul lui frate meu Benone, 200 de euro. Hai, nu mai face complimente că mă stric, mă alterez. S-ar fi numai celul la Găros, mă aterizez. Din partea lui Marcel Boieru, 200 de euro. Și din partea lui Sonel, la Lubane, ai Lubane, am spus. Nu știu dacă a fost lăutare. Nu, a fost, a fost, a fost mare. Să rămână. Mai glumim. Încă 100 de euro din partea lui Sonel Lubane. Unchiul lui Ginerică. Pentru Ginerică de la Gabi Tovoșaru. Care a cântat cu ceșaf. 150. Bă, ce ai? Bă, cine cântă? Cântă cu Fane. De la Cerăți. Ei, bine că Fane avea nu mai mult decât alții. Dar nu mai conta. Nu 300. Două nu jumate. Atențiune! De la domnul Marius, nepotul lui Sicu. Să vedem ce spune doamna, că eu, da. Să văd ce spune doamna. Bancomatul e la doamna. Foarte bine. Mă, da. Nu știu. De la Lipov. Bă, dar mai contează de unde ești. Ești din România, ai buletin românesc. Narcisa, aplicat. Hai, 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 nu mai vorbi, nu mai vorbi. Pași pus uchea să tu hap, eu că... De loc pe mine numai de pași pus uchea. De-a întâmplăcea. Pentru Nașu, 300 de la Marius alu Sicu, alu Șucarina. Și pentru Ginerică și Mireasă, numără. Hai mă, zi, dă-i încoace! 400. Bine, ar trebui și acum la anunț și la botezuri să fie detector de la... ca să vadă dacă sunt bun sau fals. Știi? Că eu când îi văd...
Atențiune! De la Mișu Alugenică, idolul femeilor. De la Mișu Alugenică am spus. S-a reprofilat. Pe bărbați, auzi. Nu mai plac femeile. A, de-aia a murit cu capreț. 150 de euro. Am văzut-o pe filmat, că umbli ba cu Dorilă, ba cu Adi, ba cu Capreț. Nu, 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 mulțumesc. Am ajuns la socru mic. De la socru mic, 600 de euro să trăiască. De la unchiul socru mic, 150 de euro. Scuze. De la domnul Vintilă. De la domnul Vintilă, cu familia lui, cu doamna Betty, cu doamna Zarzara și cu ginerii lui, care are și el nunta joi, 300 de euro să trăiască. Atențiune! De la Fabian, băiatul lui Vintilă, împreună cu copilul lui și cu nora lui, 200 de euro. Și merge și Floriana așa pe plus. Merge și Floriana pe târiș. Pe târiș. Atențiune! De la domnul Bobby, băiatul Doru, din partenașului, 100 de euro. De la mare lupăpița lui Genică, din partenașului, 100 de euro. Din partea lui Albert, băiatul bebița lui Genică, 300 de euro. Din partea lui Ginerică. Din partea lui Nicu, băiatul al lui Emil, al lui Franț, 100 de euro din partea nașului și 100 de euro din partea lui Ginerică, în total 200 de euro. Din partea lui Alex, din partea lui Ginerică, 100 de euro. Băiatul Lu, Bâră de la Craiova. Din partea nașului, 100 de euro. De la cine? De la băiatul Lu? Lupiste de la Cerăt. Și din partea lui Ginerică, 150. În total, 250. De la nepotul meu, ăsta care i-a uitat Dumnezeu măsura. 150 de euro. Lasă că tatăl e cu familia lui. Da, bune plăcăți. Burong. Cui o fi? El a venit, a mâncat, a băut și a dat darul. N-a fost boschetar. Din partea lui Ginerică, de la băiatul lui Goare Mari, 100 de euro. De la Tobias, 100 de euro. Din partea lui Adi Ursaru, venit din partea nașului,
150 de euro, tot de la Adi Ursaru, din partea lui Generic încă 150, în total 300. Când spui de la Adi Ursaru, o spui așa cu foc, parcă cine știe Ursaru, ar fi ceva special. Da, mamă, da, bă, ce vorbești? Te dileu am rădat să te împușchiot. Te lăsc o cac. Sănătate, bună seară. De la Măru, băiatul lui Dorul Boanca, omunașului, 150 de euro. De la Luis, băiatul Severică al lui Bane, încă 150 de euro. De la Bebea lui Doru, marele viorist al județului Dolj, 150 de euro, să trăiască. Din partenerul, da. Nu pot să sar. Sunt bătrân și pasul nu pot să-l fac. Nu. Da. Atențiune. Da. Din partea lui? Madi Bășică. 100 de euro. Din partea moșului. Și 150 pentru Generică. În total 250. De la băiatul Arpadian, de la Cristi, 150 de euro venind din partea lui Generică. Ca pe nea, nahuleau tu Cristi. Nahuleau tu Cristi. De la Arpadianus. Da. E mai mult al lui Doina ca lui Arpadian. Uite, v-am ajuns aici. Bravo. Pănisele moț, ruginerui, bravo, Anamadei. De la Savian Diesel, băiatul Natale, văl cu soacra mare, 150 de euro. De la Cristi, băiatul Natale, văl cu soacra mare, 150 de euro. De la Răzvan, al lui Petrică, de la Lipov Mic, din partea lui Generică, 150 de euro. De la Cocoș, găină, scuze, băiatul lui Natale, 150 de euro, văr cu soacră mare. Atențiune! Da. Da. Atențiune. De la Alberto, cumnatul de mână din această seară, 150 de euro. O cămașă, să o purtați cu plăcere, să vă dea Dumnezeu sănătate. Dea Dumnezeu sănătate. Băi, aici? Nu. Nu, aici. O luăm de aici și mergem în spate. De la Ursul Brun. De la Riș. Riș de la Segarcea. 150 de euro. Venit din partea lui Generică. Unde ești? De la Bogdan, băiatul lui Cornel, de la Segarcea, prieten cu Generică, 150 de euro. De la Vali, băiatul Florin, al lui Barbu, 150 de euro pentru Nașu și 100 pentru Generică, în total 250 de euro. De la Andrei, de la Segarcea, de la Andrei de la Segarcea, 100 de euro pentru Generică.
Bă, eu am înțeles. Ne mândrim toți de unde suntem. Dacă spuneți voi de la Secarcea, parcă spune de la New York, de la New York, de la New York City. Bine, să vă trăiască tot ce iubiți. De la Mihai al Nicolae, de la Lipov, venind din partea lui Ginerică, 200 de euro. No. De la Gabi, al lui doamna Lunca. Ia numărul bani. 150 de euro. Din partea lui Ginerică, bineînțeles. De la Mari Bozoc, băiatul lui Gabi. 150 pentru Nașu. Și 150 pentru Ginerică. Crăpai dacă nu puneai țigarea aia așa pe buză, ca o boi. Uite, bă, că nu ți-a ajuns un trăban. Am un depo. De la Alina Lutorul Lisei, 150 pentru Nașu. 150 pentru Ginerică. O 150 din partea lui Bibi, neam cu Ginerică de la Craiova. Bun, genul Bibi, cum ar veni. 150 euro din partea lui Tico Lucie. Pentru Iesica. Nu sunt la bun de bani. De la Valea lui Gabi, din partea de Nașului, 150 euro. Gabi al Lunca. Nu am specificat. Eu vreau să specific, ca să nu fie încurcături. De la Lunchi, băiatul Tibi, pentru Ginerică, 150 euro. Și pentru Nașu, tot 150 de euro, total 300 de euro. Hai să mai mergem un curs spre Laica, spre Torsura, că cu a venit o să ceră. De la domnul Nicu. O cătare nimeni mă dă. De la domnul Nicu. Cerșitorul de la Pisa. Să nu uităm de unde am plecat, să trăiască tot ce iubește. Dar știi că s-a supărat cineva că tu tot așa ai spus la un dar și eu am anunțat și a spus că eu te-am acuzat sau mă rog. Da, bun, hai. 150 de euro venind din partea moșului. Atențiune! Dă-i încoace, că mi-o urmă. Fără splină. 3, 4, 5, 6 milioane. Veni din partea lui Moșu, splină. Socrul mare. Păi dacă nu spune. Iartă, crede și mata. Din partea socrului mare, de la Deniță, băiatul Suder, Sorin, neportul Magdale, 100 de euro. Din partea socrului mare. De la Toancă, așa fie toată lumea. Și de la băiatul Suder, pentru moșu, 150 de euro. Din partea lui Robert.
venit din partea moșului generică, 100-100, total 200. Robert venit din partea generică și al moșului, 100-100. De la Alina Lutârță, venit din portul, din partea și al generică și al moșului, 200, 100 și 100. Valin, am stat eu. Am și băiatul Suder, am și de la băiatul Suder, al lui Bonculescu. 200 de euro din partea lui generică venit. Și să fac un anunț. Și vrea să facă și el un anunț. Vali, băiatul lui Suder al lui Bonculescu. Are și în nuntă pe 25 august cu Edi Mexicanu. Din partea lui Cioare, băiatul lui Romiță și al lui Gabi. Da, bineînțeles, nu l-a făcut cu... Nu s-a făcut din flori. L-a făcut cu Cioare, l-a făcut cu Gabi. 100 de euro din partea moșului. 100 de euro din partea moșului. Din și 100 de euro din partea lui generică, în total 200 de euro. Și vă mulțumesc că frumos bine. Nu mai mulțumim că ai mâncat, ai băut. Nu mai mulțumim. Îmi strigai așa, pipa! Nu strigai, dar... Mâncai, vă zic eu. Strigai vreo spătare de... Atențiune! De la Dorel! Frate cu moșul. Frate cu moșul, știu cum am fost. E faimos. 200 de euro. Florea. De la Florică, băiatul lui Venor Lugușă. 150 de euro. Veni din partea lui generică. Bă, stai așa. Din partea lui Felix. Din partea lui Felix, ultimul generic, 100 de euro. Bă, fiindcă toți sunt aici, e și copilul meu aici. Și am mâncat și eu și am băut și eu la masa asta pentru că stai așa, dar așa mi se pare ceva corect. Îmi cer mii de scuze. De la mine, de la Costinel, veni din partea lui generică, 150 de euro. Și de la băiatul meu, de la Viorel, venim din partea nașului cu 150 de euro, total 300. Mâine, poi mâine, dacă găsesc o fată bună, Sile de la Cernica e disponibil, e naș și încântă la valoare salam. Să vă dea dumneavoastră, îmi cer bine scuze dacă am exagerat. Mai fac și o glumă. Am făcut salam pe Paris? Lasă-l mă că-l prind eu. Oh, lumea se repară. Uită lumea. Fiși cu mine. Uită lumea. Aaaa, un cazar nima ta, ia uite mărunta mea, ca frans că o papă, omul. Oamenii cum prind, e striga soare din pomeni. Hai, dă bani. De la băiatul lui Soare, al Onilă, de la Cerăt. Un arc cu ginerică. Fără remorcă. Fără remorcă, nu da mai contează. 5 milioane. Verișor cu generică de la Itali, băiatul Toma. Gărăște masă 150 de euro. De la Obrea și la Lipo. Ne-a chemat la masă. Ne-a chemat la masă. Ați zice cum mâși, cu jafă.
Ce de la partea lui Maradona. Mulțumesc de masă, 8 milioane de lei. Nu mă dăți banii foarte. De la băiatul Becă, am mulțumesc până la Sorin. Din partea voștului, 150 de euro. Hei, cu cine ai făcut matematică? Matematică. Cu minerul Gand. Din partea lui băiatul Moșu, din partea Moșu, 150. Sorin. 150 de euro. Din partea lui, Adia lui Iugă, 100 de lire spre tine, Iugă, 100 de lire spre tine, 50 de euro. Veni din partea lui Nașa. Din partea lui Zuia lua din Sadru, 150 de euro. Din partea lui Mor. Din partea lui Salam. Din partea lui Salam. Aia să vezi eu morții, de la Lurie. Aia s-a morții. 150 de euro. Din partea lui Mar. Din partea lui Gine. Din partea lui Gine. Nu mai spune că te-am Salam. 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 Are probleme la rugină. Din partea lui Mărul lui Taliban, 150 de euro. Ai din partea lui Jerică, mă? Mărul Taliban. Mă rămân la sără. Vă rog, da, mulțumesc după aceea scură. E? Vă rog, așa, vă rog, așa. Bă, așa e, de la Bustai? De la Cornel, al lui Gicolo Conculescu. Alias, Bustai? Singur la masă. Singur la nevastă. Nu, singur la nevastă. 150 de euro. Pentru generic. Pentru generică. Și 150 de euro. Pentru moșu. Pentru moșu. În total 300. Atenție. Să trăiască familia. Banii ți-am luat. Ori mai mult care nu. Păi la zic că este o cifră a nebună. Dumnezeu, fapule, te dau plec pe alea ta care e. Mai zoneați. Atențiune. Veliule, toată viața asta. Aia mare nepus am de-a cerut. Te dă și eu dată mi se dată, mi se dată, mi se Adică nu de la kilometru zero. Asta e, asta e, să ne poți simei, mă, pe da, să ne poți simei, să ne să le dăm, mă, dacă nu le dai eu. Cine le dă, mă? Cine le dă, mă? Cine le dă, mă? Ce poți bădă? Am venit.
100 de euro. Atenție! De la domnul Ari, de la domnul Fabiu. O sută pentru nașul de la Facu, pentru Mișu, al lui de la Celet, 150 pentru Cinerică, pentru Tibi, în total 250. De la Cipria Promesu. Băiatul nu poate să-l pun la Păcăi. 100, 150, 200, 250. Pentru? Pentru Cinerică. Pentru Cinerică. De la Ami, de la Fidiaș? 10 milioane pentru Cinerică. 10 milioane pentru Cinerică? Ei! A dormit! Mai ca domnului! Dacă nu văd un euro, vezi? Ia vede numai euro, măi! De la Ami, de la Fidiaș pentru Cinerică? Ei, nu stai pe la... Că sunt numele, dar... După aia m-a pus-o pe mine, că ne-a zis-o. Și 15 lucrași, un donat 15 milioane. Ca să schimba ta mai mult și ce sunt pe Maria și cu staia, domnul. Ai de capul meu. Bun, hai să o luăm de aici ca să începem cu masa. De la Mării. De la domnul Mării. De la Craiova. De la Craiova. 200 de euro. De la fie mea, de la Mădărina. De la fie mea, de la Mădărina. De la Mădărina, de la fata lui Mării, 200 de euro, 130 de euro, la familia lui Domnul Mării. De la Litia, făcut de invitația, de la Altibeascu. De la? Simona, de la Craiova. Simona, de la Craiova, 200 de euro. De la Altibeascu. Dar urmă de la... Simona, de la Craiova. Simona, de la Craiova. Simona, de la Craiova. Din partea lui Ginerică. Din partea lui Ginerică. Colorică. De la Lorin. De la Lorin. Frate, mi-a zis 200 de euro. Lorin. Băi, luași că oaia că fie așa. De la Beatru Mugelu a zis 150 de euro. Din partea un gel în chiripar 150 de euro. Din partea un chineric a venit. De la Gion, de la Zbeca 100 de euro. Gion! De la Jubei, 100 de euro. De la Livia, un jumătate. 11 milioane. 100 de euro pentru Soacra Mare și 150 pentru Nașul. 11 milioane total, 150 pentru Soacra Mare, pentru Nașul și 100 pentru Soacra Mare. Ginerică! De la bonus! Alo! Laicuță! De la bonus! Băiatul Valică, 150 de euro, veni din partea lui Cinerică.
La Davis. De la Davis, băiatul Vadică. Veni patru ginerică. Veni din patru nașul. Veni din patru nașul, îmi cer scuze. M-am grăbit. De la Vadică? De la Vadică. Pentru ginerică? Pentru ginerică, 150 de euro. A luat un dar acolo, mai. Da. De la Gomboi? De la Gomboi american, nu? Vreau un ginerică. Hai, mai să mai suniți. I-a trimis carte de credit. De la Gomboi american, anunță, dăruiește masa cu 3.000 de dolari americani. Băiatul Lucioacă. Al 250 de euro. Bă, cine s-o dar oliu? Cine s-o dar oliu? Din partea lui Girecă, bineînțeles. De la Caliu? De la Caliu, de la Florin. 150 de euro pentru Girecă. 150 de euro pentru Girecă, de la Florin Caliu. Și de la Cosofoi? Și de la Cosofoi? Prieten cu ginerică? Prieten cu ginerică? 200. A, ești în familie. Uite pe barul, dar mai scrie. Au prestat? Trăbăvă să vă bani. Lăsă-l mă, ăla de bani ăla. Ia uite, am ajutat șeful, șeful de la Milano, șeful de la Lombardia, Ionită, Ionită, Bunumaș. De la domnul Alifie, un fiu ginerică, 200 de euro. De la socrul mare, de la Marian, 500 de euro. De la Lorenzo, băiatul Marian, fratelul ginerică, 300 de euro. Da, 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 de la Ferat. De la Ferat. Un cinerică, șmecherul după Milano, 500 de euro. Să trăiască o familie ta. De la băiatul Boța. 200 de euro, de la Florin. Băiatul lui Boța, fratelul nașul mare. Din partea lui Viorel. Cumnatul lui nașul. De la Timișoara. 200 de euro. De la John, care îi pare foarte rău că nu a ajuns pentru câteva ore, 150 de euro, de la fata lui Boța. Din partea nașului, da. La Floara.
de la fratele lui Mariana, de la Flori. Până la Lugusti, 150 de euro. Din partea lunar. Din partea lunar. Mai e cineva? Ce Mariana spune? Ce Mariana spune? Am dat zon bani. Am dat zona. Mariana spune? Mariana. Ce vă doi ce te dă? Ce litri, Mariana? Muzica! Hai! Nu trească să ce doriți! Mai faceți un program și după aia fiecare la casa lor. După, zisă generică, după alea, să prezentăm tortul aici, că avem o artificie mișto cu... Păi de ce e ce-i întreziu?